Bun găsit! Provocarea noastră de astăzi o reprezintă fracțiile. Ce știm despre fracții? Spunem că cercul din imagine este un întreg care a fost împărțit în părți de mărimi egale. Una sau mai multe părți reprezintă o fracție. Fracția corespunzătoare părții colorate din desen este 3/4. 3 arată câte părți am luat în considerare din întreg și se numește numărător. 4 este numitorul și arată în câte părți de mărimi egale a fost împărțit întregul. Cunoscând aceste lucruri, suntem pregătiți să aflăm cum comparăm fracțiile cu același numitor. Ca să putem compara două fracții, acestea trebuie să fie părți ale aceluiași întreg sau părți din întregi identici. Observăm că dreptunghiul a fost împărțit în 6 părți de mărimi egale. O parte a fost colorată cu albastru, iar 3 părți au fost colorate cu verde. Fracțiile corespunzătoare părților colorate sunt 1/6, respectiv 3/6. Fracțiile au același numitor. Vom compara numărătorii. 1 este mai mic decât 3, prin urmare, fracția 1/6 este mai mică decât fracția 3/6. Să observăm cei doi întregi. Sunt identici. Ambii au fost împărțiți în câte 4 părți egale. Fracțiile corespunzătoare părților colorate sunt 3/4, respectiv 1/4. Spunem că fracția 3/4 este mai mare decât fracția 1/4, pentru că 3 este mai mare decât 1. Să comparăm următoarele fracții. 3/5 și 2/5. 3/5 este mai mare decât 2/5, deoarece 3 este mai mare decât 2. Cum este fracția 1/8 față de fracția 7/8? Comparăm numărătorii și spunem că 1 este mai mic decât 7, deci fracția 1/8 este mai mică decât fracția 7/8. Reținem că dintre două fracții cu numitorii egali, este mai mare fracția cu numărătorul mai mare. Succes!